Locatarii care fac lucrări de îmbunătățire la bloc pot primi o amendă uriașă, chiar dacă lucrările sunt bune. Se pare că la bloc nu plătești doar dacă strici ceva, ci și dacă repari sau înfrumusețezi. O persoană a vrut să afle dacă poate amenaja o terasă la un bloc, fără să știe că poate lua amendă dacă înfrumusețează fața blocului. Acesta s-a interesat cum poate modifica o terasă care se învecinează cu apartamentul său. Aș dori să propun în adunarea generală lucrarea de amenajare terasă pentru un bloc nou, ce are o terasă foarte mare și care poate fi amenajată foarte frumos, dar nici nu știu de unde să încep. Ce mă sfătuiți? Care ar fi primii pași în acest sens? Bănuiesc că trebuie autorizație, acordul celor de dedesubt și, bineînțeles, găsită firma de amenajare, a întrebat o persoană. Acesta afla că riscă să fie amendat. În primul rând, trebuie să aflați cine este proprietarul terasei. Pot fi proprietari cei ce dețin acel apartament de la ultimul etaj, dar și dezvoltatorul. Schimbarea destinației proprietății comune este permisă numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții. Numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari. Numai dacă prin aceasta nu se împiedică folosirea în condiții normale a codomeniului de către toți proprietarii. În baza acordului înscris al tuturor proprietarilor din condomeniu, după obținerea prealabilă a acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare prevăzute de legislația în vigoare, emise în condițiile legii de instituțiile autorităților abilitate în acest sens, relatează romania.tv.net.